Seara trecută, pe raza localității Strehaia, a fost identificat un tir încărcat cu cabluri, pe care un grup de cetățeni de etnie romă le-au depozitat la o locație din oraș, urmând să le incendieze pentru a scoate cuprul, în scopul valorificării acestuia. Situațiile de acest gen sunt în creștere în județul Mehedinți, iar garda de mediu este din nou la datorie. Un grup de cetățeni de etnie romă a fost surprins în timp ce încerca să dea foc unor cabluri pentru a scoate cuprul. Ce afaceri facem aici? Au fost, dar ce-a de vedut, stai departe, domnule, că n-au mâns. Da. Voi n-aveți pe tine, nu? Documente, toată lumea, vreau documente, da? Documente de lasă. Hai, și voi toți ne-ai grăbit, domnule. Aici, ce-a de vedut? Cine a descărcat, mă, în strat de tirul ăsta, așa, strat de le ia, domnul șef, le tai mici, așa, le bag aici, le... Și după aceea le jupăi. Un tir de ăsta? Da. Da. Și cauciucul tău și eu, la încălțăminte, unde este... Și cum te-ați dat încălțăminte, căuciucule? Păi eu știu. Păi gata. La ce încălțăminte? Păi nu știu nici eu. Cine... Cu ce lucrați? Cu o firmă mare? Sau nu, nu. Cine caută cauciuc? Eu știu. Cine... Am înțeles. Hai, cine caută cauciuc să vină de la voi, da? A, să vină la noi. Păi, pe cine? Deci le luați, da? În urma unui control din această dimineață pe raza orașului Strehaia, am identificat un grup de cetățeni de etnie romă care descărcau cabluri dintr-un autotren. Este o cantitate foarte mare de cabluri care urma să fie incendiată. Cei de la fața locului ne-au declarat de fapt că ei le folosesc în primul rând să decapeze aceste cabluri și mai în glumă, mai în serios, că sunt în colaborare cu unele fabrici de încălțăminte și nu le ard. Noi știm din informația noastră că în această zonă se ard foarte multe cabluri. Am reușit să stopăm acest fenomen. Din informațiile primite de la Garda de Mediu, în localitatea Strehaia, aceste situații sunt des întâlnite. Cei în cauză, în urma faptei săvârșite, vor fi sancționați cu amenzi între 50.000 și 70.000 de lei.